Haideți, haideți, haideți. Atenție, atenție. La ora 8 și 4 minute dimineața, echipa Jules Murde primește o solicitare pe strada Duca Gheorghe, la o pacientă în vârstă de 52 de ani. În 2 minute, ambulanța ajunge la caz. Un echipaj de prim ajutor acorda deja îngrijiri pacientei. Mișcă piciorul! Doctorul Florentina Mitrescu încearcă să afle cât mai multe date despre bolnavă. Solicită istoricul medical. Soțul anunță că suferă de sindromul Down. În plus, povestește ce s-a întâmplat. Ceva mult special? Până acum așa era? Nu. Nu știm starea dânsei de dinainte. Noi așa am găsit-o diabetică, insulină necesitantă. Am ajuns la ea acasă, era în comă Glasgow 8. Bărbatul era disperat. Se aștepta oricând ca femeia să moară. Medicul Smurd îl anunță că este posibil ca pacienta să fi suferit un accident vascular cerebral. Trebuie transportată la spital pentru investigații. Altfel, nu se poate pune un diagnostic precis. În afară de diabet, sindrom Down și cu diabet, altceva? E posibil să fie făcut un accident vascular. Am avut la caz o pacientă de 52 de ani, posibil un accident vascular cerebral cu hemipareză pe partea dreaptă, cu nenumărate boli în antecedente diabetică. Să vă spun ce se va întâmpla. Nu, în cadrul unui accident vascular. În cadrul unui accident vascular se poate întâmpla să revină în primele 24 de ore fără niciună de sechelă sau poate să rămână Până când moare. Și în cazul că rămâne așa oxigenul. Eu vă întreb ce e mai rău. Uitați, am și asta lumânarea aprinsă. Deci vorbesc foarte serios cu dumneavoastră. Ce se întâmplă? Eu, cum o îmi dau de mâncare, cum astea, cum se... Ca medic vă întreb, ca om. Va mai lucra? Ea va mai lucra dacă îi se va da de mâncare. Normal, normal. Pacientă 52 de ani, posibil accident vascular cerebral, țineți-ne și nouă hospital la care să procurăm. Vorbești cu noi? Pacienta este imobilizată pe targă și transportată în ambulanță. Dispecerul a direcționat mașinile spre spitalul universitar. A fost dusă la spitalul universitar, unde a fost preluată de către medicii de la camera de gardă de la universitar. Temperaturile excesive și-au spus cuvântul. O bătrână are probleme cu tensiune. I s-a făcut rău în mijlocul bulevardului. Norocul ei a fost că era însoțită de o femeie care avea grijă de ea. Aceasta a sunat imediat la numărul de urgență 112. Acum îl informează pe doctorul Smurd Bogdan Dinu ce s-a întâmplat. Știe că pacienta are probleme cu tensiunea, dar nu poate da mai multe detalii. Nu.
Pacienta, practic, în momentul în care a ieșit de la metrou, a simțit că îi se face rău. Este sub tratament, dar nu-și mai aduce aminte de ce tratament. Luați cumva metoprolol? Nu. Ce luați de tensiune? N-aveți niciun act medical la dumneavoastră? N-am. Când ați fost ultima oară la doctor? La partea asta cu inima mă interesează. Cu inima... Pregătesc un set? Imediat ce și-a mai revenit, femeia anunță că urmează un tratament strict, dar nu-și aduce aminte ce pastile ia și nici ce boală are. V-ați pierdut știrea? Știți ce s-a întâmplat? Știi, da. Eram cu doamna care e aproape gata sărul. Sunt cu doamna. E gata sărul? Mersi. Sunt cu doamna. Vali, vreau să pregătești să tragi o fiolă de miofilin. Da? Da? Și una de atropină, separate, da? Într-o seringă o atropină și într-o seringă o seringă de miofilin. Și mai lași la... așa. Foarte bine a apelat serviciul de urgență 112, echipajul de prim ajutor a sosit la fața locului, au găsit pacienta conștientă, având însă o alură ventriculară de aproximativ 30 de bătăi pe minut. Bogdan Dinu decide că bolnava are nevoie de investigații la spital. Anunță dispeceratul starea pacientei. Ambulanțele sunt imediat direcționate către spitalul de urgență Floreasca. La caz este vorba de o pacientă în vârstă de 87 de ani, în bloc atrioventricular complet. În momentul de față o tratăm, o vorbim să ne comunicați în spital de destinație. Practic am încercat să o stabilizăm la fața locului. Pacienta a răspuns foarte bine la administrarea de atropină intravenos. Pacienta este stabilizată și se simte mai bine. Mașinile se pun în mișcare. În 5 minute, ambulanțele roșii ajung la baza Floreasca. Doamna, care era cu dumneavoastră, cine era? Avea tensiune nouă când am ajuns. Bolnava este imediat transportată în unitatea de primiri urgențe. Este preluată de echipa de gardă. Femeia rămâne internată în spital pentru tratament. Am transportat pacienta la spitalul de urgență Floreasca, unde a fost tratată în continuare. Pe șoseaua Fundeni, la numărul 30, s-a anunțat un accident rutier. Echipajul SMURD este pregătit să preia cazul. În mai puțin de un minut, mașina pleacă spre adresă. Nu s-au dat multe informații, astfel că se așteaptă la orice. Pe drum, pompierii salvatori aflați la fața locului contactează medicul SMURD. Ileana Latiș este informată că victima a fost preluată în mașina de prim ajutor. Doctorul insistă să analizeze pacienta înainte de a fi transportată la spital. Eu ajut pe tot repede. Că să ajut la doamna Ghita. Rămâneți la fața locului, deci ambulanțe și să ajungem. În numai 5 minute, ambulanța ajunge la fața locului. Tânăra de 16 ani primea îngrijiri în mașina de prim ajutor. Este în stare de șoc și nu se poate opri din plâns. A fost lovită de un șofer inconștient chiar pe trecerea de pietoni. Doctorul Smurd încearcă să discute cu victima. Trebuie să știe dacă acuză dureri într-o anumită zonă a corpului. Chiar dacă la prima vedere nu prezintă leziuni grave, impactul a fost puternic, astfel că fata poate suferi fracturi sau rupturi ale organelor interne. Trebuie transportată de urgență la spital pentru investigații. Până atunci nu se poate pune un diagnostic precis. Pe partea stângă, în zona... Nu, o parte era altă. Da. Dar nu e, este o placă, dar nu este altă. Are un centimetru, nu atât. Sau ringă. E zgâriatură mai bună, nu e. Da, nu e. Niște comprese esterile, da? Da. Da, mișcă. Tânăra este foarte agitată. Nu poate vorbi coerent. Îi roagă pe medici în roșu să facă ceva să-i calmeze durerea. Nu poate preciza însă ce anume o doare. Un algocalmin vreau să-mi trageți. Nu mai te mișca, te rog frumos. Ai acolo, să facem un calman, da? Când ți-am zis să facem un calman. Tragem și un diazepam, tragem. Pomiți? Te rog, nu mai stai. Vrei să-i pune o secțină? Te rog, mă, ce bată-te! Auzi, Bobby, da.
Urcă tu să fii de cața Udan. Să-ți vină o dămână acolo. Asta e acrocat. Vă rog, dați-vă! Imediat. Imediat ce a fost sedată, victima s-a liniștit. Acum poate fi transportată la unitate medicală. Mașinile roșii încep deplasarea spre Spitalul Sfântul Pantelimon, care se află în apropiere. În curtea spitalului, mama fetei este în stare de șoc. Nu știe exact ce se întâmplă cu fica ei și este cu greu ținută de rude. Tânăra este scoasă din ambulanță și dusă în unitatea de primiri urgențe. Este preluată de echipa de gardă. Acum este în afara oricărui pericol datorită eficienței oamenilor în roșu. La ora 12 și 14 minute, cineva a apelat numărul de urgență 112. S-a anunțat că un bărbat de 61 de ani zace fără suflare în propria locuință. Un minut mai târziu, echipajul SMURD pleacă din baza Floreasca spre șoseaua Colentina. Numai 6 minute au fost necesare ca mașina roșie să ajungă la adresă. Pompierii de la grupul special de salvatori acordau deja îngrijiri pacientului. I se face masaj cardiac pentru a-i se stimula inima. Pacientul este în stop cardiorespirator. Doctorul Florin Fanea se interesează imediat de caz. De cât timp era? Aproximativ 5 minute. Crede că cu 5 minute l-a văzut în tete. Așa, la vădă? Da. Și după aceea l-a găsit aici. Era bine? Este cunoscut problemă cardiacă. Dar nu a găsit problemele aici. Bărbatul a intrat în magazia locuinței să repare ceva. După 10 minute a fost găsit căzut pe jos inconștient. Atunci a fost anunțat serviciul de urgență. Echipajul SMURD face tot posibilul să-l readucă la viață pe bărbat. Acum este intubat și ventilat mecanic. Practic, bolnavul respiră cu ajutorul oamenilor în roșu. Inima și plămânii nu îi funcționează. Omul este cunoscut cu probleme cardiace. Urmează un tratament recomandat de medicul de familie. Cu toate eforturile echipajului, bărbatul nu răspunde la niciun fel de stimul. Chiar și așa, doctorul Florin Fanea nu renunță. Fiecare clipă este o șansă în plus de a-l readuce la viață. Medicul SMURD anunță că bolnavul nu își revine. În plus, are lovituri la nivelul capului. Una dintre ele este recentă, ceea ce înseamnă că ar fi putut fi produsă în momentul în care omul a căzut în magazie când i s-a făcut rău. Uite acolo, am pus-o jos. O avem și noi aici. Nu, că n-am ce să-i dăm, mai avem 5-6 minute. Bărbatului se aplică șocuri electrice pentru a-i stimula inima, care nu mai funcționează de mai bine de 15 minute. Șansele de supraviețuire sunt foarte scăzute în astfel de cazuri. După 20 de minute de resuscitare, eforturile echipajului par să dea roade. Pacientul are puls foarte slab. Pericolul nu a trecut încă. Okay, nu, avem puls. Hai să pregătim după aia. Da. Dăm fixatorul. Trebuie să schimbați tubul, ha? Da. Vă zic eu așa. Nu, sunt pregătită, n-am unde să bag. Și auzi, a fost... Probabil a fost un stop respirator și... Templul interior. Cum este astea flamenii? Deci? Încă nu știți unde ar duce. Știm că are antecedente cardiace, dar nu are niciun fund de documente, are o vată traumatică, am și frontală îmbreată, da? Zigomatică drept, una pare mai veche, a doua s-ar putea să fie dată. Probabil a făcut somn respiratorul, fie aspirat ceva, hai că acum schimbă. A fost și un episod de FV, că au dat băieții un șoc. Din păcate, la numai 3 minute după ce părea că își revine, bărbatul intră din nou în stop cardiorespirator. Îi se aplică șocuri electrice și se reiau manevrele de resuscitare. Efectuați RCP. Spălmoare, ce simțiți? Aici e mai dificil,
mai ales în momentul în care este și familia prin preajmă, foarte dureros. Echipajul Smurd nu a renunțat în nicio clipă. A făcut tot posibilul să-l salveze pe bolnav. Oamenii în roșu nu au însă puteri supranaturale. Inima pacientului a încetat să mai bată. Am întrerupt manevrele de resuscitare fără rezultat. O să vă rugăm să ne trimiteți o echipă operativă. Ora 22:20, echipajul Smurd primește o solicitare pe strada Stăvilarului, în sectorul 2. S-a anunțat că o femeie are nevoie de ajutor. În numai 5 minute se ajunge la caz. Doctorul Smurd, de gardă pe mașină, Romeo Boancă, se interesează imediat ce s-a întâmplat cu pacienta. Soțul bolnavei dă detalii. De două săptămâni. Și azi ce s-a întâmplat? Acum, înainte, a zis că face treaba mare, face treaba. A fost dintre noastră? Da, da. A pus-o pe scaun și i-a venit rău. A ieșit nițelul. Alergică la fericirea. Până ați vorbea cu dumneavoastră? Vorbeam, dar nu puteam să vorbesc, că nu mai cerea apă. Și fac pipi. Dar vorbea până azi cu dumneavoastră? Da, adică nu era așa cum e acum, în momentul ăsta. A, nu, vorbeam, cerea apă, zi, apă. Starea femeii se înrăutățește, are probleme stomacale, nu respiră normal și în plus este infectată cu virusul hepatitei C. În ultima perioadă a început să vorbească din ce în ce mai greu. Acum pare să aibă și probleme cardiace. Medicul Smurd solicită acordul familiei să transporte pacienta la spital. Are nevoie de tratament de specialitate. Soțul femeii este de acord. În câteva minute, bolnava este imobilizată pe targă și dusă în ambulanță. Întunericul de afară îngreunează munca pompierilor salvatori. Sunt nevoiți să găsească drumul spre mașină fără lumină. Femeia este dusă în ambulanță. În mai puțin de un minut, mașinile roșii se pun în mișcare. Dispeceratul a anunțat spitalul de urgență Floreasca. Cinci minute mai târziu, pacienta este adusă în unitatea de primiri urgențe. Este predată echipei de gardă. Romeo Boancă informează medicul din UPU despre situația în care se află bolnava. Acum rămâne internată pentru investigații și tratament de specialitate. În continuare, un caz cu totul și cu totul deosebit. Cea mai grea misiune a salvatorilor în roșu este atunci când viața unui copil se află în mâinile lor. O sarcină fără probleme și un bebeluș perfect sănătos. Ce s-a întâmplat cu micuța de numai 3 săptămâni, aflați în minutele următoare. Aproape de miezul nopții, echipajul Smurd primește o solicitare în voluntari pe strada Gheorghe Doja. O femeie a apelat numărul de urgență 112, anunțată disperată că fetița ei, în vârstă de numai 3 săptămâni, nu mai respiră. Este un caz delicat. Ambulanța roșie ajunge în 7 minute la adresă. Micuța se află în mașina de prim ajutor și primește îngrijiri de la pompierii salvatori. Doctorul Ruxandra Buduru încearcă imediat să afle ce s-a întâmplat în timpul zilei. Fiecare detaliu legat de starea copilului poate fi de folos. Viața bebelușului este în pericol. Eu l-am intubat copilul și în prima fază am administrat medicația necesară resuscitare pe sonda de intubație. Aici? Pulsa portocalie. Părinții anunță că micuța nu a dat niciun semn de boală. A mâncat ultima dată la ora 1 după amiază. A adormit, iar după câteva ore, mama a trezit-o să o hrănească. Bebelușul a refuzat. În cursul serii a început să facă febră. După o perioadă, starea i s-a înrăutățit. A început să se învinețească. Atunci s-a luat decizia de a se anunța serviciul de urgență. La copiii foarte mici, abordul vascular întotdeauna este dificil și cu atât mai dificil la copii aflați în stop cardiorespirator. Motiv pentru care în următoarea etapă am instituit o linie intraosoasă ca abord vascular cu ajutorul unui dispozitiv care se
instalează foarte rapid, foarte ușor și permite administrarea de substanțe perfuzabile și medicamente. Situația este critică. Copilul se află în stop cardiorespirator. Este intubat cu greu și ventilat mecanic. I se face masaj cardiac. Manevrele sunt extrem de dificile la un pacient atât de mic. Echipajul SMURD acționează foarte delicat. Masajul avea un pacient extrem. Vădă-mi puțin să am. 15, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, familia nu ne-a putut da niște detalii care să explice starea clinică atât de gravă a copilului. Ne-au relatat că a avut o dezvoltare normală până în ziua respectivă, când a fost somnolentă, nu s-a alimentat, iar în cursul serii părinții au constatat că este febrilă. Ce s-a întâmplat cu copilul? A făcut temperatură, 38. În seara asta? Da, acum pe seara a făcut. Așa. În rest, toată ziua, dar doctor a dormit, în rest, toată ziua a dormit, a mâncat, iar a dormit, în rest, mai... Dar să-ți ridicat ca să... Da. Da. Ce greutate s-a născut? 3,50 kg. Acum cât are? L-ați mai cântăreț? Când... Nu, acum n-am mai cântăreț, da, dar și vizat ce l-ați născut. Cât de săptămâni? 3,5 de săptămâni. Ați avut probleme în timpul sarcinii? Nu. E primul copil? Da. Când ați observat că s-a alineție? După ce am dus-o la sora mea și am dat telefonul salvat. Pe la vreo 10,5. Respira? Ați observat dacă da, respira? Ați observat dacă nu mai respira? Cam 10 minute în scăldor. Deci deja a plecat să. Stopul cardiorespirator se pare că s-a instalat cu aproximativ 10 minute înaintea oricăror manevre de resuscitare. Noi am continuat manevrele de resuscitare pentru încă aproximativ 50 de minute. Dar n-am avut niciun succes și a trebuit să le întrerupem și să declarăm decesul copilului. Misiunea doctorului Luxandra Buduru este dureroasă. La 15 minute după miezul nopții, bebelușul a decedat. Trebuie să anunțe părinții. E mai greu la copii. Vedeți dumneavoastră, când un copil îl pierzi, e mai greu. Mașina, dacă ne puteți comunica ora de ce, echipa operativă a fost anunțată. 00 și 15. Da, și 15 minute. Ora 0 și 15. Reacția a fost probabil ca a oricărui părinte care își pierde copilul. Când pierzi un tânăr, când pierzi un copil, este și mult mai rău decât când pierzi un pacient care spui bine, asta era. I s-au terminat zilele, cum spui, cineva care nu mai pot să fac nimic, dar când pierzi un tânăr sau un copil, atunci este cel mai impactul cel mai dur asupra noastră, ca medici, ca asistenți, ca pompieri care lucrăm în aceste situații. Că facem absolut tot ce se poate. Bulevardul Mărăști, ora 8:26 de minute dimineață. Din sediul unei școli s-a apelat numărul de urgență 112. O femeie de 48 de ani s-a prăbușit pe hol, chiar sub privirile neputincioase ale fiicei de numai 13 ani. Pompierii salvatori au început deja manevrele de resuscitare. Femeia a intrat în stop cardiorespirator. Doctorul SMURD Bogdan Dinu a aflat că pacienta are probleme cardiace de câțiva ani. Oamenii în roșu au din nou o misiune la limita imposibilului. Fac absolut tot ceea ce se poate pentru a salva viața bolnavei. Echipajul de prim ajutor a găsit pacienta în activitate electrică fără puls. Au început manevrele de basic life support.
Fica pacientei a fost dusă într-o sală alăturată. Comunică cu medicul prin intermediul unei profesoare. Doctorul Bogdan Dinu insistă să nu fie adusă în camera în care mama ei se zbate între viață și moarte. Copila explică că mamei i s-a făcut rău dintr-o dată. Nu reușea să răspundă întrebărilor disperate ale fiicei. Brusc s-a îndreptat spre baie să-și udă fața cu apă rece. Din păcate, a făcut doar doi pași și s-a prăbușit pe podea. Mâinile i s-au învinețit și a început să respire din ce în ce mai greu. Pacienta nu se știa din spusele martorilor decât cu hipertensiune arterială. Avem adrenalină și atropină? Da, am făcut. Nu poate să-mi spună nimeni, nu era nimeni. Cine e fata adânsă sau... Da, întrebați-o, nu. Câți ani are fetița sau... Întrebați-o, nu aduceți aici. Cine poate să-mi dea detalii despre ea? Ce s-a întâmplat? Ce... Nu aduceți fetița aici. Așa. Și că am întrebat dacă vrea să dea până la răspuns. A zis că după la vai să se lepată, că nu poate pentru că este foarte rău. Așa. Și după aia am mai întrebat ceva și n-am mai răspuns, că l-a dat pe spate. Am înțeles. Când am venit eu, nu știu când de influența dumneavoastră, respira foarte greu, rocăia. Am și înțeles. Era vânătă și pe mâini. A zis că are problemă de tensiune în spate și că astăzi dimineața m-a dus aici și că deodată i-a spus că se face foarte rău. Drama prin care trece adolescenta la numai 13 ani este foarte greu de descris în cuvinte. În urmă cu câțiva ani își pierduse tatăl. Acum este pe punctul de a-și pierde și mama. Absolut tot ce se poate. După 25 de minute de resuscitare, pacienta nu răspunde la niciun fel de stimul. O profesoară întreabă cu lacrimi în ochi dacă este cazul să aprindă o lumânare. Poate să încerc să mai aprindă lumânare? Vă zic în 5 minute. Echipajul SMURT nu se dă bătut. Mai există o șansă ca femeia să-și revină. Oamenii în roșu vor să profite de fiecare secundă. Acum este o luptă contra cronometru. Pacienta prezintă activitatea microfonului, deci continuăm manevrele de resuscitare cu cum mutăm rezultatul. Apăsați butonul pentru șoc. Dau parte. Și un pic rat. Hai, hai. Manevrele de resuscitare, care au inclus și șocuri electrice, nu au fost de folos. Inima pacientei a cedat. Nu se mai poate face nimic. Lupta a fost pierdută. Apăsați butonul pentru șoc. Și un pic rat. Din păcate, nu toți pacienții se nasc a doua oară. Micuța și-a pierdut și mama. La doar 42 de minute, de când la 112 s-a primit solicitarea. La sosirea noastră, pacienta era în continuare în activitate electrică fără puls. Am intubat pacienta, am început să facem manevrele practic de ALS, fără succes din păcate. Eu la mașină nu am predat pacienta echipajului de prim ajutor, ne întoarcem la bază.
părinte. Cu toții știm că drogurile ucid încet și sigur. Un bărbat a făcut cunoștință cu moartea albă în urmă cu mai bine de 12 ani. Acum, la 33 de ani, se droghează la fel cum bea apă și nu mai conștientizează pericolul iminent care îl paște. Urmăriți în continuare o poveste incredibilă, o poveste plină de praf, praf alb. Ora 11 și 40 de minute. Echipajul Smurt primește o solicitare pe Alea Pantelimon la un pacient în vârstă de 33 de ani. S-a anunțat că bărbatul a suferit un stop cardiorespirator. În 5 minute, ambulanța roșie ajunge la caz. Un echipaj de prim ajutor se află deja la adresă. Pompierii salvatori încercau să stabilizeze starea bolnavului. Doctorul Andreea Mitescu se interesează ce s-a întâmplat. Un prieten al pacientului anunță că acesta este dependent de droguri de mai bine de 12 ani. A fost la un pas de moarte, însă acest aspect nu pare să-l sperie. Nici măcar nu conștientizează că inima îi poate ceda oricând. Ai tras? Da. Că ai fost găsit în stop respirator. Hai, mai lasă-mi un pic cu oximetru, te rog. Mască facială aveți la îndemână într-o strânge? Da, 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 uite just. O să-ți mai pun un prop de oximetru. Lasă-mă la pe dege, da? Doamna, simte furnică, scârte, tată, 4 litri, nu mai mult mă ajung. Vrei să mergi la spital? Bine, când o să fii în stare, o să-mi scrii și mie în foaie că nu vrei să mergi la spital. Până atunci vreau să mai examinez o dată, bine? Te știi bolnav de ceva? Dependent, am înțeles că ești de mai mult de 10 ani. Cu întreruperi sau constant? Am să stai acolo, mai spui. O să-mi scrii în foaie că refuz. Echipajul Smurt nu mai poate face nimic pentru bărbat. Acesta refuză transportul la spital și tratamentul într-o unitate medicală. Oamenii roșu sunt nevoiți să se întoarcă liber la bază. Nu pot prelua niciodată un pacient fără acordul său, chiar dacă viața este pusă în pericol. Hai, masaj. Ora 16 și 45 de minute. Echipajul Smurt primește o solicitare. Pe șoseaua Iancului o femeie de 92 de ani se zbate între viață și moarte. În 5 minute, ambulanța ajunge la adresă. Un echipaj de prim ajutor se află deja la caz și acordă îngrijiri bolnavei. Doctorul Ionuț Olaru se interesează imediat de starea pacientei. Trebuie să știe ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? De cât timp e așa, doamna? De cât timp este așa, doamna? Ce zic, de ultimile 4 ore în starea asta, de dimineață vorbea, era foarte bine. Acum 2 ore a vorbit cu mine. Am înțeles. Și ce s-a întâmplat? Ați găsit o făcută pe dumneavoastră acum 3-4 ore? Eliminase materii fecale, urină? Am urinat, da. Dar nu atunci. Nu cu sânge, nu cu sânge. Nu, poate medicul decide că femeia trebuie intubată și ventilată mecanic. Au trecut deja 4 ore de când i s-a făcut rău. Fiecare minut contează pentru salvarea bolnavei. Tragem o fioră de atropină și repede că intră în stop. Și vreau și dopamină să am. Trasă, o fioră în 50, da? Și hai să-i pregătim și injectomorul, da? Da. Starea pacientei se înrăutățește, din păcate, de la o clipă la alta. Acum a intrat în stop cardiorespirator. Gata, stai. Șoc. Hai, masaj. Unde e defibrilatorul? Ăsta e al nostru, Marius? Da. Avem
fai masaj în continuare. Păi și fii atentă. Oprește aia. Și trage trebuie 3 kg de atropină și 3 kg de atropină. Dă-mi-e. Dă-mi-e. Echipajul cu pacientul era instabilă hemodinamicii respiratorului saturat în 71% cu admisie de oxigen. După ce pacientul a fost intubată și ventilată corespunzător, a intrat în stop cardiorespirator prin asistolă, s-a început protocolul de resuscitare, vom reveni cu date, terminat. Din păcate, nu toți pacienții pot fi salvați. După 30 de minute de resuscitare, femeia a decedat. Echipajul SMURD nu mai poate face absolut nimic. Pe strada Ițcani, o femeie de 77 de ani are nevoie de ajutor. La ora 21:40, echipajul SMURD pleacă din baza Florească la adresă. În 8 minute, ambulanța roșie ajunge la caz. Pompierii salvatori se aflau deja la pacientă și acordau primul ajutor. Se știe ipotece de mente. Viga Bonlave anunță că aceasta a suferit un accident vascular cerebral în urmă cu 5 săptămâni. Acum are aceeași problemă. Doctorul SMURD anunță imediat dispecheratul despre starea în care se află femeia. Se direcționează ambulanța la spitalul Fundeni. Pacienta cu AVC pe același teritoriu l-a repetat, a făcut un AVC cu 2 luni de zile, repetat cu același teritoriu cu deviere de glob ocular. Tensiunea arterială și puțin hipertensiv este inclusă în nou, vă rog frumos să ridicați spitalul. Pacienta este stabilizată în mașină. Da, rămâne la mine. Mă duc cu campi. Haideți să... Pentru ambulanța de la Tăbaroaia pe 2. În 4 minute, echipajul SMURD ajunge la spitalul Fundeni. Bonlava este predată în camera de gardă. Acum se află în siguranță, va primi tratament de specialitate. La ora 17:54, echipajul SMURD ajunge pe calea Giulești. Dispeceratul de urgență a primit un apel disperat. S-a anunțat că un bărbat de 60 de ani are nevoie urgent de ajutor. Doctorul Mariana Cojocaru se asigură că totul este în ordine și fiecare membru al echipajului știe ce are de făcut. Hai să luăm și monitor, și monitorul nostru. Ce vrei? Ia și monitorul nostru. Nu, măsoară că face convulsii. Ține-i de mână așa ca să-i prindem o linie. L-am găsit cu coata jos în curte, l-am luat... Avea sânge pe față, ceva? Nu. Scoate manșeta, că nu ne e de folos deocamdată. Și de când ați venit, voi face așa? Pacientul avea antecedente patologice neurologice, dar episodul convulsivant a fost inaugural. Diabet, probleme de sănătate de vreun fel? E diabetic? Cu insulină sau cu pastilă? Voi ați luat o glicemie? Nu. I-ai prins linie? Da. Uite foaia asta. Medicul SMURD se interesează imediat ce s-a întâmplat. Se pare că bonlavul a suferit mai multe accidente vasculare în trecut și în plus suferă de diabet. Soția este însă îngrijorată. Niciodată nu s-a întâmplat ca bărbatul ei să se simtă atât de rău. Cu o seară înainte, nu părea să știe unde se află și nici cum îl cheamă. În cursul după amiezii a prezentat mai multe episoade de convulsii, episoade subintrante cu o durată de cel puțin 30 de minute înainte de apelarea serviciilor de urgență. Bun, în afară de diabet, altceva? Uitați, când a făcut? Așa.
Repetate accidente vasculare are, dar s-a făcut de mulți ani în urmă. Când a fost ultimul? Acum vreo 4 ani. Și n-a făcut niciodată cum nu a făcut. S-a plâns niciodată de ceva în ultimele zile, nu, sau azi de dimineață, că îl doare capul, că-i bine să verse, nu. Nu, decât aseară o luase raza. Adică? Deca în loc să ducă acasă, să intre în casă, vrea să plece pe stradă. Știa ce zi e, unde locuiește, cum îl cheamă. Nu, nu, nu. S-ar putea să mai fi făcut vreun accident vascular, nu știu, e mai întins, nu știu de ce, cât ce e în neregulă cu el, poate e hemoragie în cap, trebuie făcută tomografie și văzut. Problema e că el a făcut convulsii de data asta. Cazul este destul de grav. Mariana Cojocaru suspectează o hemoragie intracraniană. Viața pacientului este în pericol. Trebuie transportat de urgență la spital pentru investigații amănunțite. Dar pe partea asta... Hai! Este vorba de un pacient în vârstă de 60 de ani, el cu multiple episoade de accidente vasculare în antecedente, cu diabet zaharat, găsit în status epileptic. Vă rog să ne comunicați spitalul la care îl transportăm. Spitalul Elias, mașina 1. Recepționat. Prognosticul lui rămâne rezervat în funcție de rezultatele investigațiilor ulterioare. Ora 3 și 30 de minute dimineață. Un echipaj de prim ajutor se află deja la adresă și acordă îngrijiri bătrânei. Are probleme cardiace și s-a alarmat în toiul nopții că nu mai poate respira normal. Doctorul Smurd Miruna Chiru solicită istoricul medic al pacientei. Trebuie să afle fiecare detaliu legat de starea de sănătate a acesteia. Pe lângă problemele cardiace, este bolnavă de diabet și urmează tratament cu insulină. Pacienta are nevoie de investigații amănunțite care nu pot fi efectuate la domiciliu. Deși se află în stare gravă, este cu greu convinsă să meargă la spital. Nu pare să-i mai pese dacă trăiește sau moare. Bătrâna nu are pe nimeni care să o îngrijească, locuiește singură într-o garsonieră. Îi roagă pe oamenii roșu să încuie ușa și să-i dea cheile. Nu vrea să-și lase apartamentul de izbeliște. Pompierii salvatori coboară pacienta pe scările abrupte ale imobilului. Bătrâna este urcată în ambulanță, este transportată în unitatea de prime urgențe a Spitalului Floreasca, unde va primi tratament de specialitate. Eu la mașina 1 împreună cu Bea Victoria începe de partea la Floreasca.
Haideți, atenție, atenție! V-am speriat? Sper ca măcar atunci când vă suiți pe casă să vă asigurați cât mai bine, sau măcar când traversați strada să vă uitați și în dreapta și în stânga de mai multe ori. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, dar să nu uiți, dacă sunteți în trafic și auziți sirena ambulanței, dați-vă la o parte, cineva poate muri din cauza indiferenței dumneavoastră.